Bună, mă chemă Raluca și am fost șofer de chilogram. Nu tăia, nu tăia. Lasă-mă că m-am cântărit ieri și am trimis poza unor prieteni. Te rog eu mult de tot. Am trimis poza, te rog eu mult de tot. Auzi și fieteni ce mi-a zis, spun că n-ai cum așa ceva, bă băiat. Auzi, vrei să ajungi ca Celine Dion? Și tu zici, ai zis că da, da, cu vocea ei și cu averea ei, da, aș vrea foarte mult. Problema este că la față Celine Dion este un băbă, un asol. Eu n-am spus că sunt Miss Universe la față, dar mai degrabă prefer Donatella Versace. Averea nu mă deranjează nici a unei, nici a celelalte, nici faima, nici nimic. Dar între Celine Dion și Donatella Versace, vreau Donatella Versace. Dacă se poate, dacă am de ales. Tu rămâi la Luca Bădurescu pentru că ești cea mai superbă regină regească. Și nu știu cum se întâmplă la tine, de fiecare, deci nu concep, tu să slăbești așa la 47 de kg și 7 kg să fie doar pustul. Nu e normal, deci nu e normal. Să știi că vreau să-l fac mai mic, dar am avut COVID. Nu, deci nu vreau să faci mai mic. Da, vreau să-l fac mai mic, îți jur, dar am avut COVID. Am făcut o variantă Delta pentru că să fiu cu moț. N-am vrut să fac un omicron de ăsta basic, adică basic. Trebuia să fac ceva mai dramatic. Să vină cu salvarea, să se deschidă porțile la spital. Nu, sincer, am fost la Matei Balș. Îi ador. Chiar vreau să le mulțumesc. Din suflet vreau să le mulțumesc pentru că după 5 zile de tratament la Matei Balș, vă jur, m-au trimis mai sănătoasă decât fusesem înainte să am COVID. Deci rachetă nucleară sunt tratamentele. Ei sunt geniali la Matei Balș și ador extraordinar medici. Dana, în special, m-a ajutat extraordinar managerul de acolo. Dar am făcut o chestie cu plămânii, care dacă mai stăteam două zile acasă, ajungeam la ATI, care m-am dus la timp. În concluzie, 30% din plămâni sunt afectați. În concluzie, nu poate să mă bage anestezie generală pentru ca să fi făcut un bust nou. Nu, te rog, că asta este imaginea nou. Ta, toată lumea nou. Știe. Să le fac mai mici. Nu mai mici, tot așa, dar dacă vrei, nu mici de tot. Nu mici de tot, că nu. Nu, că după aia... Nu. Dar un pic mai mici, un pic, pentru că avem o problemă cu hainele. Că aici avem XXS bună. Nu, dar acum să lăsăm gluma la o parte. Raluca a fost tot timpul S în partea de jos, numai că bustul a fost M. Și din cauza asta, acum o tot... Uite, mă, stai să mă așez așa la filmare. Foarte invidioasă. De jur, zici că ai 18 ani. Mi-e foame, nu mai fi invidioasă. Nu, lasă, te caut în geantă și n-ai tu un covrigel ascuns pentru... Am covrigel și doi biscuiți. Dar acum ești mai slabă de... E cea mai bună perioadă a vieții tale. Cea mai bună perioadă a vieții mele, da. Da. Deci nu mai, gata, te potolești aici la 47, spunând că nu vrei la 45. Acum eu am 47 de ani, anul ăsta fac 48. 47 la 47 de ani, 48 la 48, dacă mergem așa e perfect. Dacă fac de 60 de kg la 60 de ani, nu, tot 50. Tot 50, eu îți mulțumesc.